Democrații, deputații platformei DA și cei ai PAS nu exclud posibilitatea prelungirii stării de urgență de către coaliția PSRM pentru a amâna data alegerilor parlamentare anticipate. Potrivit deputaților celor trei formațiuni, socialiștii vor merge până în pânzile albe pentru a tergiversa procesul organizării scrutinului anticipat, păsând responsabilitatea crizei economice și pandemice către președintele Sandu și partidul proprezidențial. Deputații platformei Das spun că deși există avizul Curții Constituționale privind constatarea circumstanțelor dizolvării Parlamentului, socialiștii vor insista pe amânarea datei alegerilor anticipate, astfel încât haosul din țară să fie asociat de către cetățeni cu președintele Maia Sandu. Și democrații se arată convinși că socialiștii nu vor accepta scenariul președintelui Sandu de a declanșa cât mai curând alegerile și vor veni cu inițiativele care vor îndepărta data scrutinului. Socialiștii nu vor lăsa lucrurile așa. Ar putea să vină inclusiv cu declarații privind uzurparea puterii în stat. Acest lucru poate deveni extrem de periculos. Cred că se va încerca prelungirea stării de urgență invocând situația pandemică dramatică, a spus deputatul PDM Alexandru Gizdan. Deși anterior Igor Dodon a anunțat că PSRM nu va susține alocarea banilor pentru organizarea alegerilor anticipate atât timp cât țara are nevoie de ei pentru procurarea vaccinului, deputații PAS spun că alocarea banilor pentru scrutin nu poate fi împiedicată. Organizarea alegerilor este o cheltuială administrativă care poate fi acoperită din sursele existente, din fondul de rezervă. Conform legii finanțelor publice, guvernul poate realoca anumite surse în limita a 10% față de cei ce s-a programat în legea bugetului de stat. Este exclus ca guvernul să nu aloce bani pentru alegeri, dacă va exista un decret al președintelui, a spus deputatul PAS Radu Marian.